având în vedere că sunt în ultima perioadă o mulțime de canale furate, vă recomand pe lângă multe alte setări de securitate să vă schimbați e la canalul de YouTube. Foarte mulți dintre voi aveți canale de YouTube care au e ul principal, e-mailul de proprietar, pus fie peste tot astfel încât oamenii să-l vadă, sau au legătură cu numele vostru, au legătură cu chestii din jurul vostru și atunci trebuie neapărat să vă schimbați chestia asta, astfel încât să mai puneți un zid în fața cuiva care vrea să vă spargă canalul de YouTube. E foarte, foarte frustrant să-ți pierzi munca. Am văzut foarte mulți youtuberi mari care au pierdut canalul de YouTube din cauze diferite, dar și acesta poate fi una din cauze astfel încât schimbați-vă e-mailul canalului de YouTube dați un e pe care l-ați făcut voi ascuns undeva, să nu știe nimeni de el, să nu prezentați nimănui, nu-l puneți drept info la contact sau mai știu ce, astfel încât lumea să nu știe, hackerii să nu știe cei care vă, își doresc să vă spargă canalul de YouTube, să nu știe chestia asta. Da? Deci o mulțime de lucruri se pot fi făcute astfel încât să vă pierdeți canalul de YouTube. Încercați să vă protejați măcar cu pasul acesta. Bineînțeles, să aveți grijă și de restul paștilor, dar... E foarte important să aveți un e-mail pe care doar vă știți, și nimeni altcineva să nu se poată să-l vadă, să se logheze la el sau mai știu eu ce. Da, și pe restul puteți să-i setați drept administratori sau alte tipuri de roluri pe care să le dați pe canalul vostru de YouTube. Foarte, foarte important este să aveți grijă să nu dați nimănui adresa aceasta de e-mail pe care urmează să o faceți. În primul rând, ca să vă faceți această modificare a adresei de e-mail, va trebui să aveți un cont de marcă pentru că altfel nu se poate. Verificați dacă acest canal pe care îl aveți voi și vreți să-l protejați este pe un cont de marcă. Ca să vedeți chestia asta, vă duceți în myaccount.google.com slash brandaccounts, vedeți linkul sus și după care vedeți în dreptul fiecărui canal dacă, pe care îl aveți pe acest cont sau dacă aveți un singur canal, vedeți ce scrie în dreptul lui dacă e cont de marcă sau nu foarte importantă chestia asta, dacă nu e, va trebui să vă treceți canalul pe un cont de marcă. Ca să vă treceți canalul pe un cont de marcă, vă duceți pe youtube.com account, adaugă sau gestionează canale. Dați click acolo. Și va trebui să vă creați un cont nou. Aici am mai multe canale, nu vreau neapărat să le vedeți pe toate, dar e foarte important să apăsați pe creează un canal și vă sfătuiesc să aibă același uh, nume canal ca cel pe care l aveți deja făcut și vreți să-l transferați. După ce ați făcut uh, canalul nou, sau contul de marcă, ce e foarte important să fie pe uh, cont de marcă. Duceți-vă pe uh, youtube.com slash account advanced, vedeți cum se scrie. E foarte ușor să, să ajungeți pe aceste linkuri. Și mută, uh, vă duceți la canalul pe care vreți să-l mutați Mută canalul într-un cont de marcă, da? Deci aveți grijă, acesta este linkul și aici trebuie să dați click, mută canalul într-un cont de marcă. După care, vedeți, am pus săgeata, selectați uh, contul de marcă pe care l-ați uh, creat, astfel încât canalul care nu era pe cont de marcă să se ducă aici la uh, contul de marcă. După ce ați făcut toate modificările, duceți-vă uh, la gestionează permisiunile, astfel încât să puteți să puneți uh, adresa de e-mail pe care ați creat-o doar pentru, se, pentru, a deveni proprietar a canalului. Pentru cine nu știe să creeze un, uh, o adresă de, de Gmail, uh, poți să fac câțiva pași pentru asta, dar 99% dintre voi sigur știți să faceți un Gmail nou. Un Gmail nou. Deci vă duceți în uh, canalul vostru de YouTube în YouTube Studio, aveți aici la setări, permisiuni și aveți aici gestionează permisiunile. Dacă nu aveți cont de marcă, nu apare aici gestionează permisiunile canalului pentru un cont de marcă, gestionează permisiune. Deci nu vor apărea chestiile astea aici. Deci aici vor vedea doar cei care au cont de marcă la pasul 3. După care, vedeți, apare aici gestionează permisiunile butonul și de aici puteți să adăugați noile e mail pe care, sau noua adresă de e-mail pe care vreți să vă transferați canalul de YouTube. Deci aveți sus aici butonul și când dați click, vedeți, puteți să adăugați aici fie numele, dar ce mai sigur, adăugați adresa de e-mail pe care vreți să transferați contul de YouTube după care adăugați și rolul. Vă sfătuiesc ca la început să-l faceți manager de comunicare. E un lucru de securitate și atât, dar mai întâi faceți-l manager de comunicare. Foarte important de reținut, veți primi pe adresa nouă de e-mail un mesaj în care veți fi informat că ați fost invitat să deveniți manager de comunicare la un anumit canal de YouTube. Intrați și acceptați acolo. Vedeți aici, după a puteți să intrați exact în același loc și uh, pe e-mailul nou, puteți să-l stabiliți ca administrator, proprietar sau proprietar principal. O să apară uh, mesajul acesta că uh, puteți să faceți uh, acest uh, nou uh, cont de, de, Gmail va, trebui, va putea să facă uh, o mulțime de lucruri pe canalul vostru, adaugă și șterge alți proprietari și așa mai departe. Dar, atenție foarte mare la chestia asta, dreptul de proprietar principal se poate transfera în unui un, un alt utilizator care este manager de cel puțin 7 zile. Deci mai întâi îl faceți manager, 7 zile pe acel cont de Google, de Gmail, după care îl puteți face proprietar principal, intrați în aceeași, faceți aceiași pași și contul vechi de Gmail puteți să-l transferați, să-l faceți, eu știu, proprietar sau administrator sau manager de comunicare orice vreți voi, ca să puteți să intrați în continuare de pe același cont de Google și de Gmail, doar că nu va fi acesta proprietarul, astfel încât în momentul în care s-ar întâmpla ceva cu contul vechi, intrați repede de pe adresa nouă de Gmail, intrați de pe uh, contul de Google nou creat și veți putea să dați afară pe, pe toți cei care ar putea să vă creeze uh, probleme, să zic așa. Atenție! Pentru cei care folosesc aceste metode ca să-și vândă sau să cumpere canalul de YouTube, YouTube interzice vânzarea și cumpărarea de canale de YouTube. Foarte importantă chestia asta, pentru că văd pe foarte multe grupuri de Facebook că se practică vânzarea și cumpărarea de conturi YouTube sau canale YouTube, pentru că uh, există falsa impresie că YouTube uh, ar permite așa ceva. Singurul mod prin care se poate cumpăra un canal de YouTube este să cumperi firma care deține canal de YouTube. Deci, tehnic, firma este proprietara canalului, deci nu se schimbă proprietara canalului în principiu. În rest, dacă vă prind cei de la YouTube, canalul se va închide fără nicio discuție. Deci nu e voie, e interzis, e ilegal să zic. Dar, chiar dacă nu ești prins de către YouTube, tot nu recomand să cumperi un canal de YouTube, pentru că Există o mulțime de lucruri care se pot întâmpla. În primul rând, canalul poate deveni inactiv. Oamenii se prind că nu mai este același proprietar și nu se mai uh, uită la videoclipuri, chiar dacă să zicem că păstrezi același uh, tip de subiecte. Mai mult, sunt o mulțime de uh, oameni care cumpără canale de YouTube doar pentru că au uh, un anumit număr de abonați și ei zic că, domnule, dacă un canal are deja niște abonați, nu vă mai pornesc de la zero, va fi mult mai ușor să mă dezvolt. Nu e adevărat. Dacă schimbi cu totul subiectele, oamenii nici măcar în proporție de 10-15% nu se vor mai uita, pentru că ei s-au abonat la acel canal doar cu scopul de a urmări un anumit tip de subiecte. Deci, dacă e un canal de YouTube ca, care ca nu știu cât se abonați, dar tu vei schimba subiectele, fii sigur că acel canal moare instantaneu și da bani degeaba. De asemenea, mai există o posibilitate la care vă invit să fiți atenți. Dacă veți fi păcăliți în momentul în care cumpărați canalul de YouTube, nimeni nu vă va ajuta să vă recuperați bani. De ce? Pentru că, din nou spun, este interzis să cumperi canale de YouTube, așa că nimeni nu se va băga pe chestia asta. Veți pierde și banii și veți pierde și canalul de YouTube. Cel mai des asta văd pe grupurile de Facebook, cu oameni care se plâng că au fost păcăliți de alți... Creatori de conținut care au promis că le, dă, le dau canalul, dar nu le-au dat, bineînțeles, și atunci au pierdut și bani. Foarte mare grijă și cu chestia asta. Dacă vrei totuși să-ți creezi un canal de YouTube și să crești mai repede, să-ți faci fani dedicați canalului tău de YouTube și fani dedicați brandului tău, am un videoclip în partea asta în care te învați cum se face chestia asta foarte ușor și ne vedem acum.